Bună ziua, sunt din Pâncota și am organizat un protest împotriva administratorului drumului. Suntem mai mulți care nu mai suportăm drumul jalnic care s-a format, nu l-a reparat nimeni, au promis în continuu că îl vor repara. Dorim să-i atragem atenția și să le spunem că lor nu le pasă, nouă ne pasă de acest drum. Veniți și voi cu număr cât mai mare. Cu cât sunteți mai mulți, cu atâta va fi acest impact mai puternic asupra administratorului drumului. Despre care drum e vorba? Drumul este vorba despre drumul Pâncota Măderat, Măderata Grijul Mare. Este un drum al crucii pentru șoferii care trec zilnic pe aici. Numele și eu. Mă numesc Borodan Luigi și sunt din Pâncota, nu sunt politic, nu mă interesează politica. Ce să vă spun? Puteți vedea și noastră. Dacă se mai poate ce... Gata, de ce protestați? Păi vedeți și noastră cum, în ce stare a ajuns acest drum. Mașini distruse, nervi, timp și pur și simplu nepăsare. Să nu zicem incompetență, să zicem nepăsare sau nu știu ce să mai zic. Bani investiți în mașini? Bineînțeles, cauciucuri, direcție, suspensie și multe altele. Păcat că s-a ajuns aici. Da, avem protest autorizat până la ora 16. Dacă mergeți încolo, eu o să vă trimit dacă doriți un film pe internet, să-l puneți din asta. De ceilalți participați și protestez că drumul e foarte rău, e îngrozitor. Nu poți merge 5 metri, dai din groapă în groapă. Nu mai gropi. Și vreau să facă ceva în sensul ăsta, să se repare. În fiecare an se cârpește și în fiecare an e aceeași problemă. Apar gropile după primăvara. Pentru drumul care e în condițiile care e. În fiecare an bagă pietre în el și pământ, apoi asta nu e rezolvare. Dacă mașinile vi le distrugeți. Păi mașini noi, mașini bune care se distrug pe drumuri. Atunci mai vine și registrul și ce trage din roți. Și Consiliul Județean, uitați, fain, frumos, stau acolo cu domnul Cionca în frunte, eu salarii, mâine vine să-i votăm pentru europarlamentare. Lor li bine, au jeep-uri, nu se strică ca mașinuțele mici, nu? Comercial. Pică mult, pică picioare, blană. Acestui drum, care de 10 de ani de zile, de 30 de ani nu s-a făcut nimica pe drumul ăsta. Și nu știm când se va face, doar promisiuni, indiferent de partid. Sperăm să se facă ceva. Partid, cine o fi, cum o fi de om, de... Exact, îmi spunea așa la mandat. Nu am vrut politic, nu am vrut cu politica. Vreau să fac și eu autostrăzi, Sunt foarte nemulțumită de acest drum, deoarece, pe lângă faptul că de 8 ani am venit în țară, am stat 10 ani în străinătate, am pretenția când vii acasă să simți că vii acasă. Eu n-am simțit asta, în afara faptului că gropile s-au înmulțit, nu am văzut și nu am simțit nimic altceva. Când spun că am simțit, am simțit-o pe propria mea piele, pentru că mi-am stricat mașina de 11.000 de ori pe acest drum, băgând foarte mulți bani în ea și nimănui nu-i pasă.
După 30 de ani, după timpul lui Ceaușescu, ăsta e asfalt după timpul lui Ceaușescu, nu m-au reparat, am ajuns să nu vină băiatul acasă din Arad, din cauza gropilor, că nu poate veni, că are o mașină sport și foarte joasă. Asta e drum, 30 de ani, ce ne-au făcut? Ce ne-au făcut? Numai ne-au furat, ori distrus România, ori distrus România. Puteți ar trebui condamnați la moarte. Anul trecut l-au pietruit, ori pus piatră în el și ori pus balastru în el. Cei din agrijul mare. Așa. Deci drumul ăsta nu a fost niciodată asfaltat, din cât el știu eu, doar cârpit a fost. De când îl știu drumul ăsta, doar cârpit a fost. Nu mă cârpesc. Astăzi cârpesc, peste o săptămână, două, e distrus. La orice ploaie, la orice ăsta. Ce va urma dacă nu se va repara? Ce aveți de gând? Vreau să vă anunț că avem planul B, avem planul C și avem planul D. Dacă nici săptămâna viitoare, dacă vom primi din nou autorizație și vom face un protest din nou săptămâna viitoare și nu se va rezolva nimic, vom face și cealaltă săptămână și după aia avem noi planurile noastre care îi vom face să ne repare drumul. Deci îi rog ca să ia problema cât mai în serios și să-l repare drumul cât mai repede posibil. Scoatem cablu. Aveți aviz? Da, am avizat de primăria orașului Pâncota, împreună cu șeful poliției, cu șeful jandarmilor, am fost personal, am semnat și am făcut o cerere și am organizat un protest la care dorim să ia aminte Consiliul Județean Arad, care este responsabil direct pentru acest drum jalnic. Nu mai vrem reparații de doi bani. Lasă că trimite în aeroport. Mai rău de atât nu se poate. Toată ziua circulă de 3 ori pe aici pe drumul ăsta și uitați ce se poate întâmpla. Asta e. Tu mai ai ce servis din drum? Trebuie să treci peste el. Ce putem să facem? N-avem să facem nimic. Dacă nu fac nimic autoritățile, noi ce putem face? Gata.
administratorul drumului. Nu se mai poate așa. Acesta nu este drum. Acesta este o cârtitură de drum care de multe ani...